Trupul eroului Mădălin Stoica a ajuns astăzi în țară cu un avion militar. După ceremonia de repatriere organizată în incinta bazei transport aerian din Otopeni, soldatul a fost transportat către Buzău, însoțit de o coloană oficială. Eroul a fost primit cu onoruri militare. Caporalul Mădălin Stoica era sanitar la unitatea din bariera Ploiești, Batalionul 47, Comunicație și Informații General Nicolae Petrescu și făcea parte din Batalionul 280 Infanterie Focșani. Militarul buzoian a decedat după ce o mașină capcană a lovit blindatul în care se afla. Funeraliile militarului Mădălin Stoica vor avea loc joi la Cimitirul Eroilor.